Ce înseamnă să te cunoști și să-ți permiți, Alex și Irina au ieșit la țigară. Inițial s-a pus doar Alex să fumeze, dar Irina stătea în picioare. Și cumva s-a răzgândit și a scos și ea pachetul de țigări și a prins o țigară și evident i-a spus lui Alex să se dea mai încolo și împart același scaun. Mie, sincer, mi se pare amuzante scenele acestea pentru că dacă ne aducem aminte de discuția de astăzi din live, nu prea era așa pe prietenie. Și acum, la drept vorbind, ar fi trebuit, chiar dacă fuma doar Alex, să stea el în picioare și Irina jos, iar dacă s-a hotărât să fumeze și ea și el nu a fost suficient de domn încă să-i dea locul, ar fi trebuit să rămână în picioare și atât. Nu cred că trebuia să se închisi amândoi pe un scaunel de gen. Dar, na, au fost împreună, își permit. Ce să mai zic acum?